Știți sigur că acest aur a ajuns la Kiev? Cum ar... A fost misiune efectivă. Și de ce la Kiev și nu la Moscova? E o întrebare. Păi era cel mai apropiat drum. Povestea asta cu aurul mai are un segment legat de Iran. Care este? Păi, tot cu aur. Au fost două transporte. Și eu știu că în Iran cantitatea adusă, despre care vorbesc cei care au fost acolo de la direcția 5-a, de la Neagoe, că au rămas până în ianuarie cu avionul al doilea prezidențial și mai spune, spun cei care i-au preluat la întoarcere pe acești ofițeri ai lui Neagoe, de la apărarea, de la fostul SPP, cum era pe vremea aceea. Și respectivii s-au întors abia în ianuarie, 90 din Iran. Și abia atunci a venit prin 8 sau 10 avionul care era Boeing-ul prezidențial. Și acel avion ar fi dus era ce cargo, cantitate? Ăla era, vă dați seama că dacă au făcut misiuni, putea să ducă câteva, deci de fapt un Boeing putea să încarce o cantitate mare. La limită, nu zic 12 tone. Dar pot să spun chiar și mai mult, dar adică nu știu... Deci aici, cu privire la cantitate, efectiv, nu aveți nici o cifră clară? Am avut control. Doar o... Eu știu din documentele de gestiune ceea ce am susținut 24 de tone. Un general al unui serviciu secret aruncă o adevărată bombă. Încolțit de Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii, Nicolae Ceaușescu i-ar fi mituit pe ruși cu 24 de tone de aur ca să nu invadeze România și să îngăduie o schimbare pașnică de regim. Generalul Ioan Gez a fost șeful serviciului 01, cel mai secret serviciu de informații din România, constituit ca unitate militară 0358 cu indicativul Vulturii Carpatici. Membrii acestui serviciu înființat după defectarea lui Ion Mihai Pacepa erau ofițeri detașați de la Ministerul Apărării, autonom financiar și raportau numai lui Nicolae Ceaușescu. În anii 88 și 89, serviciile secrete românești adunaseră destule date încât să-l convingă pe Nicolae Ceaușescu că România s-ar afla în centrul unui complot internațional condus de Uniunea Sovietică cu îngăduința Statelor Unite ale Americii. În fața acestui pericol, la inițiativa unor generali, s-a luat în considerare chiar și plata unui tribut către ruși. Când s-a pus problema acestei scoateri a cantității de aur, s-a pus după ce, în data de 18 august 89, la consfătuirea de la Varșovia, și s-a pus problema încheierii unei convenții de neagresiune. Eu am primit ordinul de la Antim, pleci cu Ștefan Gușan și cu alții din Ministerul Apărării, de la Direcția Operativă, de la Eftimescu și de la Dia, de la Ștefan Dinu, că au fost vreo 3 pe lângă noi, 5 sau 6 am fost practic. 5, mai bine zis. Și am ajuns acolo, efectiv, pentru a le cere să nu ne trezim ca cei 568. În 18 august, la Varșovia, se încheie o convenție cu Topolovski, Maiakovski și alt general de acolo. Topolovski era, de fapt, creierul lui Gorbaciov. Le-am pus în față exemplarele cu convenția de neagresiune. Deci ați mers, cu un document scris? Sigur că da, scolucă. Cât ne costă? Și i-au propus ei aur. Și nu așa, tone. Și 200 de milioane de dolari. Până la urmă, însă, convenția de neagresiune nu a mai fost respectată. Cine și de ce a zădărnicit eforturile lui Ceaușescu de a scăpa România de evenimentele sângeroase, rămâne deocamdată un mister. Convenția de neagresiune a fost semnată de partea română și de partea sovietică? De Ștefan Gușă. De Ștefan Gușă. De mine, din poziția de, așa zis, secretar al CNSE-ului. Și de Topolovski? Sau Topolovski, Maiakovski și mai erau încă doi generali. A ajuns la Ceaușescu acea convenție? Eu știu că acea convenție a ajuns... Era firesc să ajungă la el, sigur, nu bănuiesc, că nu putea Gușă să o ascundă sau... Nu Gușă o ascundea. Dar cine? Putea să o ascundă Milea. Și eu zic că ceva apare de aici, pentru că pe gura lui Ceaușescu n-ar fi ieșit în 22, după ce a fost împușcat Milea, că a trădat Milea. Că este să fi referit la această chestiune? Să-i fi ascuns? Dar întrebarea mea este următoarea. Ceaușescu,
ar fi acceptat să dea aur ca să salveze țara de vărsare de sânge? Sigur că da. Era singurul lucru în care Ceaușescu ar fi fost de acord.